și mamifere marine au corpuri hidrodinamice, iar performanța notului depinde de suprafețele de control ale animalului. La delfin, aceste suprafețe de control sunt cele patru notătoare. Haideți să vedem primele notătoare. Sunt notătoarele pectorale. Sunt notătoare pereche, acoperite de țesut cartilaginos și piele. Sunt poziționate în spatele capului și sub linia mediană. Ele oferă delfinului agilitate, stabilitate și putere și sunt folosite în principal pentru stabilirea direcției, răsucire, întoarcere, manevrare, dar și pentru atingerea altor delfini. Sunt singurele notătoare care au în interior structură osoasă, asemănătoare cu scheletul mâinii și al degetelor de la om.